Te salut! În acest videoclip voi explica ce înseamnă diagnoza, cum se face, dar și care sunt cele mai comune greșeli care rezultă în bani aruncați pe geam, fără ca problema mașinii tale să fie soluționată. Mașinile moderne sunt echipate cu multiple calculatoare și componente electronice, așadar devin din ce în ce mai complexe. Avem calculatoare separate pentru motor, pentru cutia de viteze, pentru electronica de confort, ABS, etc. În cazul în care apare o defecțiune tehnică critică la mașina ta, vei fi atenționat prin aprinderea unui martor luminos pe bordul mașinii tale sau printr-un mesaj de eroare specific. Hai să vedem ce înseamnă diagnoza. Diagnoza este, de fapt, un proces de analiză și investigație pentru a afla cauza unei probleme la mașina ta. De multe ori, facem greșeala să înțelegem prin diagnoză doar citirea codurilor de eroare sau, în cel mai bun caz, interpretarea unor parametri. În realitate, însă, treburile sunt un pic mai complicate. Prin procesul de diagnoză, putem să folosim diferite unelte sau instrumente. Pentru a găsi cauza problemei la mașina noastră. Prin aceste instrumente, bineînțeles, înțelegem un tester cu care putem să ne conectăm la calculatorul mașinii, să citim codurile de eroare, să interpretăm parametrii motorului în timp real. Pe de altă parte, ne putem referi și la alte instrumente sau aparate, precum un multimetru, un osciloscop, manometru, etc. Cum se face diagnoza? În momentul în care apare o problemă la mașina ta trebuie să răspunzi la câteva întrebări. Cum se manifestă problema? În ce condiție apare? Este o problemă intermitentă sau apare tot timpul? În general, pentru a face o diagnoză la orice mașină, avem nevoie de trei lucruri. 1. Trebuie să înțelegem cum funcționează în mod corect sistemul. 2. Trebuie să avem la îndemână uneltele și instrumentele necesare pentru a face diagnoza. Și 3 trebuie să fim capabili să urmăm o procedură sistematică și logică pentru găsirea cauzei problemei. Să luăm un exemplu concret. O mașină marca X cu motorul pe benzină. Motorul tinde să se oprească la lăsarea pedalei de accelerație, are un relanti foarte instabil, iar martorul check engine pe bordul mașinii este aprins. Problema persistă tot timpul la relantii sau la lăsarea pedalei de accelerație, deci este vorba despre o problemă permanentă. Care crezi că este cauza acestor simptome? Scrie-mi opinia ta în secțiunea de comentarii. Și acum hai să vedem cum putem diagnostica problema la această mașină. În primul rând, având martorul check engine aprins, este o idee bună să începem diagnoza prin citirea codurilor de eroare cu un tester compatibil cu mașina. Deoarece în realitate posibilele cauze pot fi foarte multe, scanarea codurilor de eroare ne poate ajuta în restrângerea posibilelor cauze. Așadar, ne-am conectat cu testerul la calculatorul mașinii și citim un cod de eroare. Codul de eroare citit este P0171, sistem tulin, adică amestec prea sărac de combustibil. Ce înseamnă această eroare? Calculatorul detectează un amestec prea sărac de combustibil prin intermediul sondei Lambda instalată înaintea catalizatorului. În cazul în care apare această eroare, înseamnă faptul că sonda Lambda de dinainte de catalizator a detectat un amestec prea sărac de combustibil, iar calculatorul motorului nu mai poate compensa adăugând mai mult combustibil. Ce facem mai departe? Trebuie să ne gândim care sunt posibilele cauze pentru această problemă. Prin amestec sărac, fie înțelegem prea puțină benzină sau prea mult aer. Este cumva sonda lambda defectă? Oare măsoară corect amestecul sau păcălește calculatorul? Sau chiar avem un amestec sărac, de exemplu, din cauza unui injector care nu mai funcționează? Sau avem un amestec sărac din cauza că motorul trage aer fals undeva? Iată câteva posibilități pentru problema noastră. În primul rând, ar fi bine să verificăm ce citește în timp real sonda lambda. Așadar, ne vom conecta cu testerul în timp ce merge motorul și vom verifica în timp real ce valori citește sonda lambda de dinainte de catalizator. În cazul în care sonda lambda chiar citește valori care indică un amestec sărac de combustibil, putem confirma eroarea și putem trece la pasul următor. În următorul pas, va trebui să verificăm ce face calculatorul pentru a încerca să compenseze acest amestec sărac de combustibil. Așa ne vin în ajutor fuel trimurile. Fuel trimul influențează de fapt timpul de deschidere al injectoarelor în încercarea de a obține un amestec cât mai optim de aer combustibil. Diferențiem două tipuri de fuel trim, short term, adică de termen scurt, și long term, adică de termen lung. Fuel trimul de termen scurt arată situația pe moment în timp real, pe când fuel trimul pe termen lung se schimbă mai greu și arată un fel de istoric. Valarea ideală este de 0%, dar putem spune în general că atâta timp cât ne încadrăm în plus minus 10%, sistemul funcționează corect. Un procentaj în plus înseamnă că timpul de injecție este mărit Adică se adaugă mai mult combustibil pentru a obține un amestec optim de aer-combustibil. O valoare în minus înseamnă că timpul de deschidere al injectoarelor este scăzut, la fel pentru a obține un amestec optim de aer-combustibil. În cazul în care limita minimă sau limita maximă este atinsă și în continuare amestecul nu este optim, acesta este momentul în care se va seta codul de eroare specific. Așadar, urmărim cu testerul în timp real fuel trimurile de pe mașina respectivă. Ce observăm în cazul de față este că fuel trimul de termen scurt este la plus 25%, și la fel și cel de termen lung este foarte aproape de plus 25%. Prin urmare, Calculatorul a încercat să compenseze acest amestec sărac adăugând mai mult combustibil, însă problema a persistat și din acest motiv s-a setat codul nostru de eroare. Având în vedere că problema noastră persistă la relantii sau la lăsarea pedalei de accelerație, este o idee bună să vedem ce se întâmplă la turații mai mari. Așadar vom tura motorul la o turație de aproximativ 2500 de rotații pe minut și vom analiza în timp real ce se întâmplă cu short term fuel trimul. Observând valorile, se poate vedea că short term fuel trimul începe să scadă, adică la turații mai mari nu mai este nevoie de compensare pozitivă pentru a atinge amestecul optim de aer combustibil. Ce se întâmplă totuși? La relantii avem un amestec prea sărac care se îmbunătățește odată cu creșterea turației motorului este cazul tipic de amestec sărac din cauza faptului că motorul trage aer fals undeva. La relanti, motorul are nevoie de relativ puțin combustibil și aer pentru o funcționare optimă. În cazul în care la relanti motorul trage aer fals pe undeva, acest lucru influențează foarte mult amestecul aer combustibil, prin urmare vom putea observa un amestec prea sărac de combustibil. La turații mai mari, acest aer fals devine nesemnificativ în comparație cu necesitatea actuală de aer al motorului. Așadar, influența aerului fals la turații mari este nesemnificativă. Prin urmare, va trebui să găsim unde trage aer fals motorul mașinii. Acest lucru se poate face, de exemplu, folosind un spray de pornire pe care îl aplicăm în zona admisiei unde suspectăm că motorul ar trage aer fals. În cazul în care aplicăm spray-ul pe zona în care motorul trage aer fals, vom putea observa creșterea turației motorului, așadar astfel putem identifica exact locul unde motorul trage aer fals. Iată așadar un proces de diagnoză pentru a găsi o simplă problemă de aer fals. De ce ajungem totuși de multe ori să cheltuim bani degeaba și problema să nu fie soluționată? În primul rând, vedem că diagnoza este un proces destul de complex. Trebuie să cunoaștem foarte bine cum funcționează sistemul, care sunt interdependențele între diferite componente și sisteme, și trebuie să avem la îndemână și uneltele sau instrumentele necesare. Dacă citim doar codul de eroare și înlocuim o componentă care apare în descrierea codului de eroare, sunt șanse foarte mari să înlocuim o componentă care funcționează de fapt corect și să nu soluționăm problema. Sigur, procesul de diagnoză este un proces complex care durează, și din acest motiv de multe ori facem rabat și nu analizăm în întregime problema. Sper că nu te-am plictisit foarte tare cu acest videoclip. Dacă ți-a plăcut, te invit să dai un like, acest lucru mă ajută foarte mult în promovarea videoclipului meu pe YouTube. În cazul în care ai întrebări, te rog să mi le scrii în secțiunea de comentarii. Mulțumesc și până data viitoare, drumuri bune!